Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în peștișori. Dragii mei, în timp ce am amestecat aceste de cărți, se pare că lăsați în urmă lacrimile într-o relație de suflet. Am văzut 6 de spade, 5 de cupe în spatele acestor 6 de spade și 2 de cupe. Da, un suflet pereche, relația sau, eu știu, întâlnirea sau situația, poate nici n-a fost relație. Un suflet pereche, poate o colaborare, poate o prietenie, v-a făcut să plângeți, v-a făcut să regretați. Au mai fost și alte persoane implicate în acea situație și au mai fost și alte, da, intervenții. Însă, cred că unii dintre voi v-ați hotărât să vă detașați. Dacă nu, vă urez succes, 6 de spade, da, să mergeți către soare. În timp ce am amestecat, în continuare a apărut eremitul. Am mai văzut 4 de monede. Probabil că unul dintre voi încă mai ține la această poveste, rămâne de văzut pentru cât timp. Însă eremitul vă invită, vreau să spun, vă cheamă. Chiar vă cheamă. Vreți, nu vreți, trebuie să răspund. Interesant, da, am zis bine, vedeți, e un clopoțel aici. Clopoțel vă cheamă. La introspecție, vă cheamă la o călătorie spirituală. A voastră sau a celeilalte persoane. E o călătorie cu provocări, cu pericole, dar și cu surprize plăcute. Călătoria asta duce către iluminare, către destinul vostru, dar trebuie să analizați atenți multe detalii. Interesant. Acum, probabil că e tăcere între voi și cineva. Interesant că la capătul setului de cărți apare justiția. Ups, interesant. Justiția, 2 de monede și artistul, Marea Preoteasă. Aici sunt eu. Da, poate mai sunt și alți peștișori interesați de spiritualitate și interesați de artă, glumesc. Dar, pe de o parte, este un personaj care este într-un contract, justiția reprezintă contracte, da? Nu zic musai balanță, știm că sunt câțiva peștișori care au avut ceva evenimente, să zic așa, delicat cu personaje în zodia balanței, dar nu mă refer musai la zodia balanței, pentru că balanța nu reprezintă musai, justiția sau invers. Nu. Posibil să fie un personaj în contract sau cu care aveți o karmă. Și unul și celălalt aveți o karmă de rezolvat. Când se rezolvă karma, totul e bine. Până se rezolvă karma, sunt probleme. E suferință. Acum, pentru mine, justiția înseamnă, pe lângă contract, înseamnă și căsătorie. Posibil să fie și cineva căsătorit. Și din cauza acestei situații, să trebuiască să-și facă timp și pentru Marea Preoteasă, care de obicei, dragii mei, zi singură, interesant, apare turnul, da? Separare, separare, tăcere. De obicei, Marea Preoteasă e singură. Cine își închipuie că Marea Preoteasă e căsătorită și dă în cărți? Nu, greșește, nu. Marea Preoteasă și artistul. Acest personaj, unul dintre voi, e plecat pe lecții spirituale, pe dezvoltarea personală și pe crearea, asta face artistul, nu doar pictează, nu doar desenează, oricine poate fi artistul vieții sale, pe crearea vieții pe care își o dorește, pe care o intuiește, pe care o primește ca informație, să zic, secretă, da? De la divinitate. Și cam asta e. 2 de monede, 3 de spade, minciunele, 7 de spade, da? În legătură cu un început, un fals început. După cum arată, fals început. Cu dezamăgiri, cu lăsat în umbră, în tăcere, da, știți cum e ghosting. Cum traduceți voi ghosting în română, că acum îmi scapă, dar știți la ce mă refer. Pentru că ați trăit. În fine, acestea sunt mesaje speciale. O să mai amestec. Așa. Următoare. Îmi plac la maxim cărțile astea, Arnovo este stilul meu preferat dintre altele. Peștișor, energie generală, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nu e obligatoriu să fie doar soare, poate să fie și ascendent, poate să fie, sacrificiu, apropo de sfânturat și stabilitate. 8, 48. A tot apărut cifra 4 la majoritatea, la multe etalări. Interesant că aveți observare. Uriu Peregrin. Tu și cu 5-7. 7 înseamnă faetonul. Faetonul este foarte determinat în momentul în care se hotărăște să plece, ca și eremitul, doar că pe alte căi, înspre steaua asta, înspre destinul său, înspre vindecare, că steaua înseamnă vindecare.
Dar, ca să ia decizia cea mai bună în momentul în care se hotărăște să plece, evident că ia o decizie, ca să ia decizia cea mai bună, trebuie să se detașeze de situație, să se înalțe cât mai sus, cum arată și imaginea acestui vultur, da? Uliu, pardon. Vultur uliu. Și să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Perspectiva este că dacă stați în 4, 4 e forma geometrică cea mai stabilă, într-adevăr, dar și inflexibilă. Dacă rămâneți în 4, vă sacrificați prea mult. Interesant că în aceste de cărți, această carte vine cu niște tunete și trăsnete. Am văzut și turnul. Evenimente neașteptate, situații, treziri. Ah, ce frumoase, ce frumoase detaliul ăsta. Ia uitați-l acum. L-am văzut sau nu știu, acum mi-a tras atenția în etalarea voastră. Wow, ce frumos! Unii dintre voi vă încărcați cu o putere specială după această perioadă de sacrificii. Sunteți în plin proces de creștere spirituală, că am văzut și eremitul, am văzut și... Chiar dacă e tăcere, vorbesc de creștere spirituală personală și această experiență participă la această înțelepciune a voastră sau înțelepție. Unu, bănuiesc că persoana care... Eu vreau să spun că persoana spirituală are parte de niște treziri, dar acum am primit altă informație, că de fapt persoana încăpățânată, patru, stabilă, da? Care este ancorată în energia aceasta pământeană, că e un taur aici. Și nu vorbesc de zodii, poate să fie oricine. Am văzut și alte zodii, da? Ce reprezintă taurul? Reprezintă nevoile pământești, să zic, necesarul, eu știu, de zi cu zi. Lumea tradițională în care v-ați născut, ne-am născut. Și cineva are parte de o trezire spirituală, interesant, pentru că aici văd luna, luna nouă. Și înțelege că, de fapt, stabilitatea nu înseamnă să stai pe loc. Stabilitatea o găsești în transformare, da? Și orice eveniment care vine trebuie îmbrățișat cu brațele deschise, da? Asimilat, observat cu atenție, observat, avem aici uliul, și apoi trebuie să vă lăsați în voia, eu știu, informațiilor, răspunsurilor, emoțiilor, a vieții și să acceptați transformarea. Și asta vă oferă stabilitate, stabilitate prin transformare, prin coerență emoțională. Trebuie să plutiți între lumea emoțională pământeană și lumea emoțională spirituală. Voi, altă persoană, sau poate sunt două persoane. Una mai flexibilă, semn de apă, dar nu obligatoriu, și cealaltă foarte ancorată în lumea aceasta pământeană. Patru, dar interesant că patru și cu patru face opt. Da? Acest personaj va trebui zdruncinat și va fi zdruncinat de viață, va fi trezit. Da? Să-și regăsească puterea și să înțeleagă că se sacrifică și sacrifică potențialul stând în niște tradiții învechite. Ups, vorbeam de una, alta și a apărut, ia uite, îndrăgostiții, Marea Preoteasă, confuzii, vise, împărăteasa. Ups, împărăteasa, am văzut și pe în timp ce amestecam. Da, femeia divină, eventual, poate, că a avut confuzii într-o iubire. Sau a fost considerat o opțiune și, de fapt, nu era opțiune, era unica. E nebunul. Da, va trebui să o luați de la zero. Voi, cealaltă persoană, și dacă ia cealaltă persoană de la zero, implică, evident că și voi va trebui să vă adaptați aceste decizii. Faetonul, că tot vorbeam de faeton. Dar faetonul lasă în urmă interesant orașul acesta, totuși. Orașul, tradiția, nevoile materiale. Ar putea să facă drumuri între o lume tradițională și o lume în care, sau o lume, un parteneriat în care își găsește independența.
Că sunteți voi, că e altă persoană, variază. Hai să vedem peștișor. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor, 2022, aproximativ aprilie, poate fi până în mai, dacă vreți. 8 de monede, muncă, lumea, job la distanță pentru unii și 5 de cupe. Și din cauza distanței, din cauza jobului, apar lacrimile în trecut. 10 de bâte. Cineva muncește pe rupte. Prea mult muncește, atât de mult încât a ajuns să obosească, nu mai vede nimic în jurul său. Că tot vorbeam de 4. Ah, interesant, 4 este numărul împăratului. Împăratul care și el, prin energia sa, sugerează o persoană căsătorită în general sau cu atribuții, cu multe responsabilități la job. 4 de monede, l-am văzut și pe acesta. Și regele de spade. Că țineți voi la acest rege de spade, că acest rege de spade ține la voi, posibil și una și alta. Eu zic să învățați să țineți la voi, la principiile voastre și la ce ați acumulat voi. Pentru că voi deja, unii, majoritatea dintre voi, ați trecut într-o altă dimensiune, într-o altă etapă a manifestării voastre. Lumea, domnule, ultima arcană. Asul de monede. Și iată ce aduce cu răbdare. Trăia acum o perioadă și apoi vine asul de monede. Oh, wow! Asul de bâte, peștișori. Și 6 de cupe. Ce frumos și temperanța. Ambele sugerează împăcare, dar aveți și două începuturi. Poate să fie un singur început care oferă și pasiune și stabilitate sau pot să fie două persoane diferite. Eu acum mai simt încă ceva. Ia uite, moartea cineva, da. Ce după? 3 de monede, 4 de spade. Eu cred că cineva o să vrea să se bace cu voi și voi nu o să vreți. 6 de cupe, temperanța. Apare moartea. Nu o să vreți pentru că o să spuneți așa. De ce? Dacă tot sunt în triunghi amorul sau așa. De ce? Dacă tot nu ai timp, tot ești obosit sau obosită, 4 de spade, da? 4 de spade cam stă la pat și se gândește la decepțiile anterioare. De ce dacă vii și pleci ca un cavaler și nu te porți ca o persoană stabilă? De ce dacă tot ai de toate și tot nemulțumite sau tot autosuficient, neimplicat, autosuficient în sensul negativ al cuvântului, da? Dacă te gândești doar la satisfacțiile tale fizice, de moment, și nu-ți deschizi sufletul, cineva nu o să vrea împăcarea. Și uite așa, dacă se va dori din partea cuiva, așa simt, împăcare s-ar putea să nu vreți. S-ar putea să nu vreți. Sau poate altă persoană nu vrea împăcare, dar eu zic de voi, pentru că totuși... Ia, ce mai e? Da, 9 de cupe. Vreți să vă iubiți pe voi și să o luați de la zero. Și aveți posibilitatea. Wow, și uitați, cine vrea? Cine vrea să... Da, clar. Ideea este că, am zis eu că sunt două persoane, dar una este extrem de încăpățânată, super, super obsedată de a fi cu voi și de a fi, n-aș spune mariaj, deși unii ar spune mariaj cu marele preot, dar de a fi într-o relație stabilă. Bă, îndrăgostiții! Mai, asta mai încolo. Na, persoana probabil care e mai tăcută, eremitul și valetul de monede. Băi! Ia. Hai să le punem totuși așa. Lăsăm doar aici. Da? Tuc, tuc, tuc. În principiu am povestit. Așa sunt ghidată să-mi strâng cărții. Deci în trecut, 8 de monede. Poate la locul de muncă s-a întâmplat ceva. Interesant, la capătul setului de cărți, turnul. Regele de bâte, valetul de bâte. O pasiune care hodoră un tronc brusc. S-a încheiat. Probabil pentru că, probabil, da, am zis eu, nu știu dacă am zis, zic acum, 6 de monede și regina de monede. Cineva, regele acesta, personajul acesta pasional, da, care a avut atracție față de voi și probabil că și voi față de ei,
are o soție sau are pe cineva prin preajmă. Ia uite-ți. Și între 10 de cupe, care aduce dezamăgire, între dragoste frumoasă, dar care aduce și suferință, și mamă, soție, ce-o mai fi. Da? Persoana în care, cu care are o relație îndelungată, neapărat soție, poate o relație lungă, da? Stabilă, stabilă. Da? Asta e, știți cum e, când e stabil, nu mai e fericire. Nu, când stabilitatea nu se poate, în stabilitate nu se poate găsi fericirea, dar este exact ce am zis. Stabilitate bazată, patru, bazată pe alte nevoi pământene. Deci, în trecut, 8 de monede, lumea, 5 de cupe. A spus de la început. Distanță, un job la distanță care creează care aduce dezamăgiri, suferință, depresie. Și această situație deja a devenit apăsătoare, nu doar pentru cel care muncește, dar și pentru cei care plâng după acest personaj, bărbat, femeie, nu contează, și că sunteți voi sau altă persoană, iar voi știți. Încă e un sentiment de atașament. Încă e un sentiment de atașament. Dar apare regele de spade, care poate să sugereze un personaj rațional, logic, mai rece, care nu-și arată emoțiile. Da, poate. Cineva cu marcaj puternic în semn de apă, că am văzut justiția la un moment dat. Dar nu obligatoriu. Dacă ar fi să o luăm din punct de vedere personal, poate să sugereze că totuși în această perioadă voi vă regăsiți oarecum înțelepciunea. Și vă dați seama, stai, ce fac? Țin la cineva care nu poate fi cu mine? Care are responsabilități, care muncește, care e la distanță și eu stau și plâng? Nu merge. Și atunci, înțelepciunea este că ia să încep eu să țin la mine. Că eu deja am început o etapă, deja am început, am terminat o dată de două ori, de eu știu câte ori, cu asemenea povești și vreau să mă concentrez pe mine, pe asul de bâte, pe renașterea mea, pe vindecarea mea, da? Pe vindecarea mea, pe eventual vindecarea copilului interior din mine, da? Și pe transformarea mea. Și fac acest lucru investind în, eu știu, într-un proiect care mi-aduce acest chef de viață și îmi vindecă copilul interior. Da? Poate să fie un hobby care va aduce și bani și va aduce și vindecare pentru unii dintre voi. Acum, mai e o altă variantă, sunt mai multe. O să și clarific, evident. Posibil pentru unii dintre voi, pentru că lumea, interesant, 21, da? 21 în oglindă este 12, casa a 12-a peștilor. Așa sunt ghidată să transmit informația. Casa a 12-a a peștilor este o încheiere de zodiac, da? Este o încheiere de zodiac și se deschide o nouă lume. Necunoscută, subtilă. Aici ați putea să fiți voi, care ați reușit niște lucruri la un moment dat. Și țineți unii dintre voi la două persoane. Un personaj cu care v-ați întâlnit la locul de muncă, față de care aveți multă pasiune, dar vă consumă și faptul că acest personaj probabil că are prea multe responsabilități și familiare și la locul de muncă. Și posibil acest personaj la un moment dat în viitor să vă facă o ofertă, 8 și cu 1, 9, sau să muncească pe rupte ca să devină independent și să vă facă o ofertă, posibil și asta. Mai un alt personaj, tot la distanță, am senzația că ambele persoane sunt la distanță, nu mai aproape, nu mai la distanță mai mare, care nu și-a exprimat nici regretele, dar nici bucuriile prea mari, care își dorește să se împace cu voi.
rămâne de văzut. Am senzația că sunt două, pentru că văd șase de cupe și temperanța, da? Sunt două împăcări. Ar putea să fie două oferte și două împăcări. Dar pe una, evident, o primiți și pe cealaltă o refuzați. Rămâne de văzut totuși ce faceți cu oferta pe care o să o primiți, o să și clarificăm, pentru că pe această verticală, pe zona centrală, dacă învățați să țineți la ce ați reușit până acum, ce ați împlinit, puteți să creșteți într-o... Am văzut artistul, da, și Marea Preoteasă. Puteți să vă creați, că asta înseamnă creație. Să vă creați o nouă lume, o altă etapă. Am zis, o altă etapă, un nou capitol. Dacă învățați să țineți la voi, da? Energia feminină să fie mai reținută, să țineți la voi, la ce ați reușit. Și ori acest as de bâte e o altă ofertă, ori ar putea să fie oferta voastră pentru voi. Hai să și clarificăm. Dar. Hai să, da, fără niciun dar. 8 de monede pentru peștișori în trecut, 8 de monede. Îmi plac cărțile astea la maxim. 8 de monede. Cineva se transformă în tăcere și iese dintr-un soi de răceală. Asul de spade, interesant. Un început la un moment dat. Nu zic mult să ai semn de aer, dar probabil că pentru unii ați avut o victorie la locul de muncă. Mare succes. Și totuși. Sentimentul de abandon a rămas. Nu v-a vindecat acel mare succes și acea reușită de un sentiment de abandon. Acum, altceva. O fi fost un început. Ați încercat să începeți o relație cu cineva, dar cum ați început că ați și terminat. Apare început, apare final. Din cauza că v-ați simțit abandonați. Personajul acesta ori a muncit, ori probabil că trecea și el și ea prin niște situații. Da, v-a lăsat regina de cupe. V-a lăsat în spate și s-a dus înspre trădarea vieții sale. Trădarea, nu iubirea. Înspre trădarea vieții sale. Așa am fost ghidată, îmi pare rău. Lumea, clarificăm lumea. În loc să se ducă spre soare, s-a dus înspre suferință. Lumea, 3 de monede. Dacă a fost un triunghi amoros, s-a încheiat. Probabil că, am zis, pentru unii a fost o situație la locul de muncă, dar da. Tăceri. Tăceri. Poate că ați încercat, iar apare judecat, și judecata și justiția. Ați încercat, valetul de cupe, să comunicați cu acest personaj. Eventual, poate unii dintre voi să treziți personajul, să explicați despre karmă, să căutați dreptatea într-o formă sau alta, să căutați lumina într-o formă sau alta în situația aceea. Dar, ia 5 de cupe. Se pare că ați ajuns la lacrim. Ia uite, ce am văzut mai devreme. Dar v-ați ales cu lacrim pentru că ați conștientizat. Marele preot, țineți de un fel de a conștientiza. Ați conștientizat că e o relație karmică. Eventual, poate ați intuit. Acel personaj s-a dus înspre suferință, de fapt. Deci apare pentru mine apare ori un conducător toxic, marele preot e conducător, sau poate să fie și o familie toxică. Și nu mă refer musai la căsătorie, poate să fie familie toxică, care creează adicții. Pentru unii dintre voi, poate unii peștișori, că știu că sunt unii peștișori care trăiesc, ia uite, regele de monede, da, e căsătorit toată ziua și Marea Preoteasă. Marea Preoteasă a intuit ce se întâmplă în acea căsătorie sau în acel contract la locul de muncă. Ceva nu e în regulă în viața cuiva.
Poate unele, dragilor, ați plâns după un Capricorn, după un Taur, dar după un semn de aer, dar nu prea îmi place să limitez citirea la atât, dar în fine. Da, ați fost ghidați la un moment dat, sfătuiți de cineva. Sau vi s-a atras atenția, dacă nu ați conștientizat voi, vi s-a atras atenția că vezi că e o chestiune toxică. Și asta v-a dus la crimă. Vezi că personajul respectiv e toxic, e adictiv, e... Clarifică în 10 de monede în prezent. Luna. Și la capătul setului de cărți, 5 de spade. Și nebunul. Există după separare, am văzut separare. Separare este între voi, între voi și cineva. După această separare se dorește un început. Că tot văz împăcarea. Cineva stă pe gânduri. Cum să lanseze această împăcare? Cum să manifeste acest nou început? Dar sunt niște influențe negative. Cuvinte, oameni care vorbesc urât sau care transmit eu știu ce bârfe sau discuții în alte părți, la locul de muncă sau acasă, în casa asta toxică, posibil. Astea sunt secretele care apasă în viața cuiva. Dar pentru că e lună, poate că și voi intuiți, pentru că am zis, cineva intuiește. Mai dăm o carte pe această lună. În prezent. Ce mai simt până vine cartea? Simt că e probabil și voi, dar mai e un personaj în viața voastră care și unul și altul vă gândiți la celălalt, visați și devine, vă consumați energia visând pentru că nu manifestați în realitate. Sunt multe cărți. Mai dăm o carte pe lună. Nu, chiar acum, nu pe, nu pe lună, o carte acum. 10 de bâte și luna. Te rog frumos, clarificăm luna, mai bine zis. Clarificăm luna. Clarificăm luna pe 10 de bâte. Clarificăm luna, te rog frumos. Pentru peștișori, bre. Ha. Pentru peștișori. Ce frumoasă e luna asta. Uah, ce durere de cap m-a luat brusc. Interesant că apărut magicianul. Ia uite. Iar. O să le pun că sunt foarte multe cărți. Da, cred că e personajul de aici, da? 8 de monede și asul de spade, cu marcaj în semn de marcaj în case de pământ și de aer. Dar acest personaj se gândește cum să o ia de la zero, dar vrea să aibă control. Cum să o ia de la zero, cum să înceapă o nouă etapă, eventual după această lume, după situațiile toxice aici care sunt, dar vrea să o ia de la zero după regulile sale. Aveți grijă, da? Că acest personaj vrea să se simtă bine cu voi, vrea să manifeste stabilitate cu unii dintre voi, dar deocamdată, în stadiul în care este, da, v-ar ține pe voi în stand-by, v-ar lăsa pe voi să vă sacrificați. Interesant. 9 de monede. Asta e, doamnelor. Păstrați-vă independența, doamnelor și domnilor. 9 de monede. Păstrați-vă independența. Cine visează, la voi să viseze. Nu știu... Mai bine v-ați implica în creație, cum am zis mai devreme, în creație, în curtea voastră, în casa voastră, în profesia voastră, pe rupte, decât să vă consumați energia visând. La cineva care încă, ia uite, justiția, dacă visați la cineva căsătorit, nu prea e ok. O fi suflet pereche și ce? Opa, o fi și dragostea, asul de cupe, dar atât timp cât acel personaj
vrea să jucați, da? Să vă sacrificați spânzuratul pentru regulile și satisfacția și dorința lor de control, nu mi se pare normal. 4 de monede. Așadar, fiți independente, păstrați-vă independența și poate că ar fi bine să lăsați cu, stați cu spatele la această tendință de a visa, e tipică peștilor. Și dacă alții visează, la voi să le fie de bine. Voi concentrați-vă pe creația voastră, pe independență, pe expansiunea voastră. 4 de monede. Pentru peștișori. Wow! Sunteți nebuni? Doi oameni țin la voi. Ori o fi unul și același personaj, cu tendință egoistă, dar care începe să iubească, dar nu arată că vrea să aibă control. Puf! Ori ținând la voi, sau și, nu ori, și pentru unii dintre voi, ținând la voi, ținând la ceea ce ați reușit să faceți, la stabilitatea voastră, țineți de stabilitatea voastră, nu vă lăsați vruiați, că sunt niște persoane foarte intense. Și intens e ok ca și cuvânt, dar atât timp cât vine cu toxic și cu bagaje și cu alte probleme, responsabilități, nu știu dacă vă mai place. Deci, țineți la dragostea față de voi, țineți la ce ați realizat, 9 de monede și 9 de cupe, țineți la visurile voastre, țineți la speranțele voastre și vor veni acești bărbați și vă vor căuta. Regele de cupe, probabil, cineva cu marcaj puternic în semn de pământ și împăratul, pe care îl văzuse mai devreme. După cum arată în aceste decât, cam plin de aer. Nu arată. Nu arată ce simte acest împărat. Oh, ho, ho, ho. Dar voi știți. Știți despre cine vorbesc, pentru că sunteți mari preotese. Unele dintre voi, sau dacă nu sunteți mari preotese, aveți intuiție. Știți că la distanță sunt conflicte. Sunt decepții. Sunt minciuni. Da? Sunt aventuri. Este și pasiune, există și fericire și speranță și ideal, dar știți, ce trebuie să mă ascultați pe mine. Intuiția vă spune. Vorbeam de una de alta și apare 4 de cupe. Trebuie să fiți foarte selectivi. Clarificăm regele de spade. A, ce mai simt aici la 4 de monede? Ce mai simt? Că pentru acest împărat, care are dragoste foarte multă pentru voi, pentru mine regele de cupe este dragoste adevărată. Acest împărat, că o fi căsătorit, că nu o fi căsătorit, că o fi șef la locul de muncă, că o fi șeful vostru sau șeful cuiva, dacă sunteți independente, Doamne ajută să nu fiți, să nu fie acesta șeful vostru. E nasol să se îndrăgostească șeful de voi, dar se pare că acest personaj are dragoste față de voi și 9 și cu 1, 10. Sunteți pentru acest personaj tot ce și-au dorit. Înseamnă speranță, este luța. Ține foarte mult la voi acest personaj, ține foarte mult la voi. Dar și voi trebuie să țineți, cum am zis mai devreme, trebuie să țineți de terenul vostru, de ceas, pentru că acest personaj vă poate, degeaba a apărut și turnul, nu, degeaba a apărut și remitul, vă poate zdruncina. Acest personaj încă e nevindecat. Ar putea să fie una și același personaj de aici. Uite, eremitul, roata norocului. Ba vine, ba oferă pasiune, ba oferă tăcere. Hops, ops, asta e roata norocului. E așa, nu știi când vorbește cu tine acest personaj, nu știi când vorbește cu tine, nu știi când te cheamă, când vorbește magicianul sau când te cheamă la o plimbare sau la o întâlnire. Că pe urmă, după ce se întâmplă, pac, trece în silent treatment. De ce? Probabil că mai are și alte lucrușoare. Lucrușoare, persoane pe care probabil le tratează ca pe niște lucrușoare de ale sale. Posesiv. Așa sunt ghidată, îmi pare rău, așa sunt ghidată să povestesc. Regele de spade pe care ca energie le admirăm, dar să vedem cu ce vine regele de spade. Ia să vedem regele de spade. Ups, regina de cupe! Wow! Și regele de cupe. Am zis, ori sunt două personaje, niciunul, nici celălalt nu va arăta că vă iubește, dar unul în continuare ține de hățuri, de control, de aerle și de fițele sale, celălalt renunță la
la tăcere și vă va exprima dragostea. Wow! Wow! Dar are în spate niște conflicte legate de bani, de moșteniri, eventual de o altă casă. Păi, complicate lucrurile, dar la toate zodiile sunt complicate. Regele de spade și regina de cupe. Regele de spade se gândește la regina de cupe. Își dorește o femeie sau un personaj sau o energie feminină care să exprime dragostea, tocmai pentru că el nu este obișnuit să exprime. Și aici este completarea dintre cei doi. Unul exprimă, altul nu exprimă, dar totuși. În fine, nu știu care e mai de dorit, regele de spade sau împăratul, că nici unul, nici altul nu prea exprimă. Însă, hai să vedem. Mai dăm o carte pe această regină de cupe, de curiozite pentru peștișori. Wow! Mai dăm o carte pe regina de cupe. Mare grijă, cineva încearcă să vă afecteze viziunea. Să nu, da. Cineva încearcă să vă influențeze felul în care vedeți lucrurile. Mare grijă, așa simt, așa sunt ghidată. Mare, mare, mare grijă, mai ales pentru că voi aveți intuiție. Mare grijă, peștișori. Dă-mi o carte pe regina de cupe, te rog frumos, și regele de spade. Regina de cupe și regele de spade. În prezent aproximat. Ia uite, faiton. Vrea să vină de la distanță. Împărăteasa și împăratul. O fi una și aceeași persoană, probabil, care își dorește să exprime. Pentru că dacă voi țineți la ce aveți și nu jucați după regulile lor, va trebui la un moment dat împăratul să învețe, cum am zis mai devreme, dați în urmă, 4 și 8, să fie mai flexibil, să înțeleagă că stabilitatea înseamnă flexibilitate. Uitați ce frumoase! Stabilitatea înseamnă tandrețe, înseamnă voie bună, înseamnă copilărie, înseamnă să călătorești, nu să stai pe loc. Și în ape adânci și în ape înalte, ape, că norii sunt cu apă, da? În nori, în ploi, în soare. Asta este stabilitatea adevărată. Viața este într-o continuă schimbare. În momentul în care accepți schimbările, ai parte de stabilitate adevărată. Altfel, cu cât ții împăratul, te zdruncină viața. Probabil că acest personaj va veni. Eu simt că iar sunt două persoane, așa simt, dacă nu sunt două, pentru că poate nu ar fi două pentru toate persoanele, acest personaj vrea să vină de la drum. Vrea să vină și să nu mai fie cavaler, vrea să nu mai fie interesant, vrea să vină către femeia sa divină. Hops! Poate să fie împăratul. Să vrea să vină, dar să acționeze, să nu mai fie încăpățânat. Asta înseamnă și faetonul. Sunt două cărți care reprezintă mișcarea, acțiunea, deciziile, pasiunea, determinarea, hotărârea de a avea victorie. Cu ce? Cu voi, regina de cupe, împărăteasa. Pentru că aici sunteți independente și dacă țineți la independența voastră, s-ar putea să deranjeze pe cineva și cineva vrea cu orice chip să se căsătorească. Bine, pentru mine nu e idealul suprem căsătoria, dar poate pentru unele dintre voi să fie. Dar eu vă zic, învățați să țineți chiar dacă vă veți căsători. Să aveți independența acolo pusă bine într-un loc ușor, în caz de nevoie. Am zis așa, independența, banii în bancă, banii voștri, lucrușoarele voastre, să nu depindeți de cineva. Clarificăm asul de monede pentru peștișori. Peștișoare, why not? Soare, lună, Venus, ascendent, asul de monede. Ia uite, 9 și cu 1, 10, iar stabilitate, căsătorie și în timp ce vorbesc apare 4 de monede, de pute. O să auziți și poate o să-mi spuneți. Vi se va face o ofertă să fie cineva într-o relație cu voi, să fiți voi în relație cu ei? Da, se va lua această hotărâre. Se va face un plan de călătorie. După ce ați fost observați, am zis că cineva observă, dar nu doar voi, dar cineva vă observă, da? Personaj responsabil, pe
pe care vă puteți baza. 19 este și numărul soarelui, da? Un personaj care este în evidență ca fiind un lider, da? Dar e mai rece și vă observă de la distanță. Posibil a părut detașat cu 8 de cupe, a încercat să se detașeze emoțional și totuși, acum, după câte am mai povestit așa, își face planuri cum să vină. Și se pare că cineva vine, sigur, din 2, 1 sigur va veni. Asul de bâte. Deci, o ofertă de relație stabilă sau o întâlnire care va fi, cum să zic, piatra de temelie într-o viitoare relație stabilă. Asul de bâte. Be. 5 de spade. Și 2 de monede și justiția. Cineva încă stă și se gândește, încă jonglează. Se simte singur acolo unde este, dar se luptă în acel contract, ce-o fi el, nu mai stau să mai spun. E oarecum dezechilibrat emoțional, dintr-un anumit punct de vedere. Probabil că trebuie să se lupte și verbal și mental cu alte personaje, dar și tendința sa este de a face jocuri mentale, că e tot sub împărat. De a fi mai egoist și de a face lucrurile, de a oferi așa cum vrea mușchii lui, da? Așa cum vrea el, ea. De-aia am zis, țineți de ceea ce ați acumulat, țineți de proiectele voastre, de vitalitatea voastră. Mai dăm o carte pe acești 5 de spade, că nu-mi place. 5 de spade. Fuca. 5 de spade. Roata norocului. Dacă a fost pasiune și au fost conflicte și jocuri mentale, acest personaj ar vrea să schimbe jocuri mentale, tăceri, da? Așteptări, trădări. Da? Pasiune fuse, da? Fuse. Poate că și este și va fi. Asul de bâte va fi, dar probabil că va fi în alt context, pentru că este un as. Înainte a fost un 3, a fost atracție sexuală, a fost dorința de a domina, sentimentul de trădare și în viața personală și voi l-ați resimțit, așteptarea, tăcerea, da? La. Jocuri mentale, conflicte, situații. Dar în viitor, acest personaj va vrea să facă o schimbare de energie, eventual să ofere. Dacă ofere doar pasiune, nu știu cât va fi de primit. Mai dăm o carte, ce face cu roata norocului, înspre ce merge roata norocului. Ca am zis de la început, sunt două persoane, sau sigur una, dar eu zic că sunt două care vor împăcare. Mai, e 2022, da? Anul alegerilor. Ori dragoste, ori relație karmică. Extraordinar. Băi, sunt doi oameni care vor să se căsătorească cu voi. Bre! Steaua și 10 de monede. Da. Vrea să schimbe energia. Vrea să schimbe abordarea. Vrea să schimbe direcția. Că asta înseamnă schimbare. Conștientizează că e o relație foarte intensă, de destin, predestinat, interesant, steaua, chiar predestinat. Acest personaj e ferm convins că voi trebuie să fiți împreună. Destin, roata norocului și steaua. Ambele vorbesc despre predestinare. Dar avem și aici o flacără geamănă, ce vă faceți? Că am zis la etalarea pentru anul 2022, ce alegeți? Sufletul pereche, flacăra geamănă, cam îndoi vor să fie. Și nu vorbesc musai de căsătorie contractuală, de care eu vă sfătuiesc să nu semnați nimic. Dar eu vorbesc de stabilitate, de abundență, fără semnăturile oficiale, dacă puteți. Marea preoteasă. Voi știți. Știți. Știți despre cine vorbesc. Na, sunteți aici, prezente. Prezenți. Personajul care v-a pus în așteptare, da? Exact ce zisei mai devreme. Clarificăm și 6 de cupe, fuga. 6 de cupe. Uf, sunt multe, dar... Na!
La șase de cupe, voi știți, este acel personaj pe care eu cred că l-ați refuzat la un moment dat, șapte de bute. Unul dintre voi l-a refuzat pe celălalt și atunci celălalt a încercat să se detașeze emoțional și a apărut tăcerea. Apare. Cred că cu amândoi ați avut tăceri și ați avut lecții spirituale intense, grele. Grele. Dar necesare. Mai. Iar personajul care vă studiază. Mai dăm alte cărți. Dăm alte cărți. Șase de cupe. Șase. La capătul setului de cărți am văzut mai devreme cărțile Spânzuratul și Artistul. Dacă simțiți că stați pe loc în această aventură, în această situație, schimbarea de perspectivă ar fi recreați-vă, faceți artă, că peștii pot să facă artă foarte ușor și foarte frumos, dar trecând peste asta, noua perspectivă este să învățați să vă creați viața voastră. Poate și acest personaj trebuie să învețe să creeze viața sa. Ar putea să fie... Mai dăm totuși pe șase de cupe. Șase de cupe. O legătură foarte, foarte profundă. Care vine din alte vieți. Nu doar în viața asta. Din copilărie poate pentru unii. Dar pentru unii poate nu e din copilărie. Dar aveți sentimentul că vă știți de nu știu cât timp. Ia uite. Conflicte. Gelozie. Eu cred că i-ați refuzat pe acești oameni. Și sunt geloși, sunt posesivi, sunt... Încă se gândesc la voi. Ia uite, tăcere. Iar apare. Dă și temperanța, că poate vindecați această... Da. Toate aceste povești tipic. Dar nu neapărat tipic zodiei peștilor. Toate aceste povești au creat confuzii. Probabil că trebuie să vă vindecați de tendința de a visa, de iluzii. Da, peștișorii au această tendință. De a-și pune speranța prea mult în celălalt. De-aia am spus de la început. Țineți de independența voastră. Țineți de ce ați reușit voia să acumulați la locul de muncă. V-ați ridicat foarte mult, peștișori. Trei de monede și lumea. V-ați ridicat. Țineți la aceste realizări. Mergeți în continuare către un alt proiect. Ce restul vor veni? Ce vroați să vă ofere? E problema lor. Voi concentrați-vă pe ceea ce puteți voi să creați. Mai dăm o carte pe ce, pe ce, pe ce, pe ce era. Șapte de cupe, că temperanța înseamnă vindecare. Iar. Da, am zis. În primul și în primul rând trebuie să vă echilibrați voi emoțional, să creșteți în continuare spiritual ca să discerneți între iluzie și intuiție. Ia să. Puterea. Asta. Și asta vă va face foarte puternici dacă reușiți să vindecați această tendință. Și o să vorbesc în curând despre combinația apă-foc ca și elemente creatoare. Cele mai puternice elemente creatoare în acest univers. O să vorbesc în curând într-o înregistrare. Asta vă va aduce puterea, dar sau de fapt transformarea, că avem un 8. Posibil cineva se transformă, dar trecem peste această posibilitate. Mai vorbim și despre voi, da? Și moartea? Ce înseamnă moartea? Ia clarificăm și moartea în viitor. Ia uite. Da, fără triunghiuri amoroase, gata, nu mai vreți relații dezechilibrate în care celălalt dă și într-o parte și în alta. Dacă voi ați fost așa, v-ați săturat, vreți să vă transformați. Unii dintre voi intrați în transformare în cazul în care ați manifestat asemenea, să zic, du-te vină între unul și altul, între una și alta, dar, dacă alții v-au pus în aceste triunghiuri amoroase, din cauza contractelor, balanța, puneți capă, ziceți, gata. Nu. No. No. Nici măcar viața următoare. Nu. No. Gata, am învățat lecția. Un sfat pentru peștișori. Pentru că de ce să pui pentru viața următoare ceva ce n-ai realizat viața asta? Iar, o mare prostie pe care mulți au fi făcut-o în alte vieți. Ia uite, cum am zis mai devreme, îmbrățișați cursul vieții, am zis, țineți de ce ați acumulat, țineți
De ce reușiți să faceți voi cu calitățile voastre, țineți de independența voastră și de pasiune și de hobby-urile voastre. Eventual, unii dintre voi puteți să faceți bani acasă, da? Mai vine și mesajul ăsta. Și cunoașteți-vă valoarea. Fiți mândri de voi înșivă. Fiți mândri de voi înșivă. Da? Fiți mândri de ce ați realizat. Nu vă mai oferiți pe mai puțin decât valorați. Cam atât. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!